Asta e echipa Romania Final Boss. Mânca drumul, ia-mă de... Vă salut, băieți și fete, eu sunt Leo, bine ați venit la un nou episod. Astăzi aveți în fața dumneavoastră echipa Final Boss, Romania Final Boss, și anume o echipă formată din jucători români care au traituri de lehti, ceea ce îi face să fie mai rapizi și mai puternici, nu știu. De fapt, toți jucătorii care au traitul ăsta de lehti au... forța mai mare cu 20, dacă nu mă înșel, decât dribblingul, și ceea ce le dă un avantaj la pace. Și cum e trendul ăsta cu Romania Final Boss, am zis să fac și o echipă de Romanian Final Boss din Liga 1. Bine, nu chiar, mai avem și 2-3 străini, adică român, dar la echipe străine. În fine, haideți să începem direct cu portarul și în poartă îl avem pe Balaure, singurul portar român care are traitul ăsta de lehti. Balaurul e Balaur, până la urmă. Apoi, bineînțeles, regele. N-avea cum să lipsească din această echipă Gabriel Tamaș, cel mai Romania Final Boss. Deci când m-am gândit la episodul ăsta, eram gata. Tamaș intră garantat. Eram sigur că are lengthy. N-avea cum să n-aibă. E bine acolo, rău de tot. Sarakovițan, n-am auzit foarte multe despre el. Are pace, născut în 2000. Cred că este eligibil pentru Under 21. Nu cred că mai e eligibil, dar arată destul de bine cardul lui, nu știu cum joacă în viața reală, însă e lehti, pe mine asta mă interesează. Colegul său din apărare, Burcă, care și el tot așa e pe forță mondială acolo, cred că e cel mai OP fundaj din Liga 1. Rakovița nu e din Liga 1, e din Polonia, dar Burcă chiar e excepțional, 80 physical, ia cât are strength? 85. Are cel mai mult, cred că, din toată echipa. Coșereanu, un alt jucător despre care nu știam, de la Chindiera, se zice, CS Mioveni, cea mai proastă echipă din Liga 1 după FIFA. El are 80 strength, forță și el acolo. Anton, un alt jucător puternic cu 76 strength, cam să-l buc față de ceilalți. Și el a fost dinamovit, deci da, e câine, e final boss. Alexandru Albu, și el e un jucător înalt, are 78 strength, un card destul de bunicel, 60 peste tot, 78 physical, foarte bun, stângaci. În stânga l-avem pe Aurelian Chitsu, fost la Viitorul Constanța, dacă nu mă înșel, și el e un jucător bunicel, tot stângaci. Și, normal, atacant, un alt titan al fotbalului românesc, Denis Alibek, care, n-ai cum să nu zici că el nu e final boss, n-ai cum. Iarăși, lengthy ca toți ceilalți, atacant, partea stângă, Bush, de Bush nu prea știu ce să zic, e Bush. Și atacant central, Pușcaș, care și el, cu frezele lui, cu nebunile lui. Da, nu e un atacant foarte bun în viața reală. După părerea mea, nu știu ce caută el. Bine, e la Genoa, Liga 2, da. Eu nu l-aș vedea nici măcar la Liga 3 din România. Dar eu zic că arată foarte decent echipa. Și să jucăm la Division Rivals, pentru că, pur și simplu, asta e cea mai tare competiție. Sunt și eu Divizia 5, probabil că după episodul ăsta nu mă să mai fiu. Dăm 3 meciuri și haide să începem cu primul meci. Trăiască comunismul, boss! Mi s-a găsit și primul oponent, băieți, nu știu cine e aici în imagine, pare Burcă sau era Tamaș, nu știu. E ce voluntar ca întotdeauna, trebuie să mă duc la un meci la voluntar, clar. Mamă, ce-am făcut, tată? Să vezi că ne luăm omorul. Băi, n-ai cum, ce greu se mișcă. Mamă, păi ne luăm omor. Aoleo, ce lenți sunt băieții ăștia, n-am văzut așa ceva. 2-0. Mamă, Viniciusile, nu se poate, cât bulan să ai, mă, frate. Măcar de n-avea bulan. Vinicius, 4-0. N-a ce să facă, efectiv. Nici Povi, dacă juca cu echipa asta, n-avea ce să facă. Hai! Bine. Pușcaș! Primul și pe poartă. O chestea nefăcută, dar asta este. Bine Pușcaș. Prost Pușcaș. Bine Pușcaș. Băi, cum ratezi, mă, Pușcaș de acolo? Uite, mă. Băi, n-are, mă, cum, frate. Ăsta era golul. În apărare e nasol rău. Cu atac, voi să zice că mai ne descurcam, dar în apărare nu pot să fac nimic. Pentru cele mai tari articole de fotbal, tricouri, fulare, șepci, mystery boxuri și multe, multe altele, intrați pe picky.ro, linkul în descriere, și folosiți codul LEO10 pentru 10% reducere. Ohohoho, săniuța. Doamne, iartă-mă. Bă, are și echipă băiatul ăsta, mă, măcar de-aveam și eu noroc. Un adversar mai slab.
penalti, da, da, fiți atent că l-apăr. Dacă nu l-apăr, ies din meci. Dacă l-apăr, mai jucăm un pic. Dreapta! Trăiască comunismul, boss! Hai să jucăm mână sal Braziliei, că poate avem și noi puțin mai mult noroc. Măcar să fie un adversar de la cu echipă de 10-20 de mii, nu de 1 milion. Hai să vedem ce echipă are adversarul, Veneția. E de-al meu, mă, e frate de-al meu, mă. Bă, ești prost, n-ai cum. A. Cheat, normal că cheat, frate, normal că cheat, normal că cheat, normal că cheat. M-am îndrăgostit atât de tare, de o frumusețe mare, mare. Să fată, parcă e braziliancă. Trăiască! Hagi, s-ar putea să fie român, sincer. Sau doar i-a picat ăla din pachetul cu Icon. Nu, nu, nu! Nu! 1-0. Nu, nu, nu! Nu, nu, nu! Nu, nu, nu! Nu, nu, nu! Nu tu, Hagi! Nu tu, mă, bă! Că ce gol prost! Ești, frate, afară, pe bune, că eu ieșeam în locul lui, dacă dădeam goluri atât de urâte. Inteligent ești, bă, Tamaș. Hai, mă! Bă, de ce nu-i mai mă mingea, că... Bă! Doamne, ce gol prost, nu vine să cred. Nu! Ești, Balaure! 4-0, mă. Răța chiar nu accept. Ăla... Ave... Nu! Nu! Meciul numărul 3. Trăiască comunismul, boss! Ceșni, bam, bam. Băi, asta chiar e pe lângă celelalte, asta chiar e decentă. Chiar nu e foarte bună. Pușcaș! Pua, dacă intra asta, ce frumoasă era. Și Pușcaș! Gol! Cupă, frate, să rate și de acolo, Pușcaș! Doamne, mi-a rupt poarta. Cum a dat, mă, ăsta șutul ăsta așa? Mi-a rupt poarta, ești nebun. Asta e bună, asta e bună, rău de tot. Hai, Pușcașe, hai, Pușcașe. Hai, Pușcașe. Păi cum poți, mă, tată, mă, să ratez de acolo? Că nu înțeleg. A, uite, a scos și portarul, mă. Băi, nu vezi, mă, că am echipă numai de bronz și de silver? Cum să mai scos portarul la faza asta, băi? Dă-ți palme în cap, de prost ce ești. Hai. Doamne, uite și tu ce pasă. Uite pasa asta, extrapolantă. Pușcaș! Pușcaș, mă, în sfârșit, mă, în sfârșit, mă, Pușcaș cu golul. V-am zis eu, ia uite-l. Pușcașul, mă, Pușcașul, mă. Știam eu, mă, că el e acolo. Zeu, pune, tensiune. Nu cred așa ceva. Ce gol prost. Doamne. Doamne, bă, n-are, mă, cum, mă, frate. Hai, Pușcaș. Hai, mă, în sfârșit. Dublă, Pușcaș. Bravo. Din 10.000 de șuturi de-astea, hai că să fac schimbări. Bag pe unul dintre aia mari. Dacă nu e gol la faza asta, hai. Cum ai dat așa, Kramarici? Ești prost. Băi, pare rău, băi, n-am reușit să câștig niciun meci. Am fost aproape acum, scot un egal. Am intrat și românii naturalizați, dar ce pot să faci? Ia să vedem, a retrogradat în divizia 6. Ăsta a fost episodul, băieți. Stați că am niște obiective aici, poate ceva, un pachet, o chestie, da, e un pachet. Deschidem așa un pachet în memoria gladiatorilor din ziua de azi. Hai să deschidem pachetul ăsta, băieți, că poate pică ceva mișto și să pun acolo. Nu, oricum nu pun în titlu. Pun în titlu Romania Final Boss. Hai, Messi. Ei, cred că e bun asta, nu? 83. Nu prea e. Ce să mai faci cu 83 în zilele noastre? Știți cum e? Aia e. Leo are Discord. Link în descriere.